de dimineață, te ajută să scapi de greață și îți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, luni 19 octombrie, anul de grație 2020. Astăzi nu vreau să discutăm lucruri, cum să vă spun eu, referitoare la COVID, la tot ce se întâmplă în țară, că bănuiesc că sunteți asaltați. Eu zic să discutăm lucruri mai ușurele. De exemplu, astăzi aș vrea să discutăm despre curvele cinstite și politicieni. O să spuneți cum, ce treabă ai tu luni dimineață la ora asta să vorbești despre curvele cinstite? Păi, cred că e un subiect extrem de potrivit. Și haideți să încercăm să discutăm. Curvele, dacă vreți și alte denumiri, le găsim în text. Prostituate, cocote, fluarțe, magapoanțe, pupezoaice, târfe, parașute, devin în acest moment un etalon al cinstei și onoarei raportat la ce se întâmplă în politică. Curva autentică, masculină sau feminină, ca să nu fie discuții cu politica corectă, are un scop precis. Își vinde trupul pentru a câștiga suficienți bani pentru îndestularea peștelui și pentru viața ei de zi cu zi. La un moment dat reușește să-și găsească o pereche, multe dintre ele, și devine un membru respectat al comunității, cu familie, copii, iertarea păcatelor obținută duminică de duminică la biserică. Curva politică, sau politicianul, curvă, că nu sunt toți așa, spre deosebire de ceea ce de aceea care ne oferă măcar plăceri trupești, este mult mai perversă. Oferă promisiuni, își unduiește limba în opturi care să-i permită să zâmbească parșiv și atrăgător, își arată decolteul plin de promisiuni siliconate cu lapte și miere din cornul abundenței bugetare sau al fondurilor, nu fundurilor, europene, stă în genunchi pentru voturi, folosind oralul logoreic pentru promise momente de extaz electoral. Aparent, nimic nu arată că este o curvă care are tarife bine stabilite și, în caz de cerere, le dublează, le triplează, fără niciun fel de scrupule. Curva autentică, în funcție de posibilități, stă pe stradă sau în apartament de lux și primește clienții cu bani, obligată să presteze conform tarifelor sau înțelegerilor. Banii îi primește, dacă își face clientul fericit, de cele mai multe ori după prestarea serviciului. Curva politică primește bani înainte, de la stat, fără să fie interesată de satisfacerea clienților. Cu excepția clientelei, ca să fie foarte clar, care prestează ea pentru curvă, într-o inversare firească deja a rolurilor. Banii de la stat vin pentru orice, sub formă de salariu, baban, generator de pensie specială de multe ori, fonduri forfetare pentru care nu se face de cont, comisioane, deplasări externe, etc. La vreme de negocieri, stă cu ochii pe funcții și posturi. Curva autentică prestează ceea ce vrea clientul sau cât este dispus să folosească din trup. Cea politică promite orice pentru voturi, spunând că toți ceilalți sunt curve ordinare și doar el este alb și pur și imaculat, precum o furare de colț, că tot vorbim despre chestii protejate și rare. La moment electoral, aflăm de la curva politică, nici nu știi câte grozăvii. De exemplu, Cutărescu a primit funcții și avantaje ca să fie loial, dar a trădat. Și că sub nicio formă nu se poate discuta cu el, ceva constructiv și serios. Că partidul unde a aterizat este plin de băieți deștepți, lipiți de contracte și funcții politice. Că sunt corupți până în măduva oaselor și că sunt periculoși și parșivi, adevărate plăci pentru societate. Asta este o paralelă între curva autentică și politice. Acum a trecut momentul votului și încep să se pună de acord în sindicate. Uită
cei mai mulți de acuzațiile pe care și le-au adus unii altora, se apucă de făcut jocuri. Brusc, ei uită de toate înțelegerile și și-o pun unii cu alții, nu contează pozițiile, contează doar funcțiile. Evident că și-o pun pe bani. Măcar așa de amorul artei, ar fi interesant să ne spuneți câți politicieni cunoașteți care nu se încadrează în, să vă spun eu, în tablou de mai sus. Eu cunosc câțiva, dar, mă rog, nu pot eu aici să spun cine, ce și cum. Ce pot însă să vă spun este că lucrurile sunt atât de încurcate în politică, încât Sindicatul Curvelor Autentice este un sindicat care poate fi băgat în seamă cu această ocazie. Și acum, fără nicio legătură cu subiectul discutat înainte, să vorbim despre un personaj politic de la noi care rămâne în prim plan, pentru că în jurul lui se învârte acum totul. Cel puțin așa ne dau impresia politicienii. Este vorba despre Dragoș Chitic, care pe data de 16 octombrie scria pe contul său de Facebook ceva de genul: o nouă formă de USL la neamț. Să nu uităm, Dragoș Chitic a fost primarul PNL al orașului, a anunțat că va sprijini candidații PNL de la primăria Piatra Neamț și Consiliul Județean, după care a anunțat că este nemulțumit de propunerea PNL-ului pentru funcția de primar și că el va candida într-o altă echipă, ales-o pe cea de la PMP. Așa? De ce? Pentru că există, spunea domnia sa, un risc major ca orașul Piatra Neamț să ajungă să fie condus de oameni care să-l întoarcă în timp, distrugând ceea ce am construit în acest mandat. Orașul trebuie să fie condus în următorii ani de un primar care să consolideze normalitatea în administrație, să continue parcursul bun, etc., etc. Asta spunea Chitic la începutul campaniei. Acum, domnia sa spune că avem o nouă formă de USL la neamț. Am văzut astăzi o dovadă de ipocrizie din partea unor politicieni locali. Anunțul unei alianțe politice la neamț fără logică sau vreo legătură cu voința cetățenilor. Dreapta s-a aliat cu stânga pentru interesul propriu al liderilor celor trei partide pentru a pune mâna pe oraș și pe județ. Așa cum de fapt vor liderii celor trei partide și au convenit încă înainte de alegerile locale. Și după aceea spune că pre-campanie anunța că va fi, că există acest pericol, etc., etc. Finalul este apoteotic aproape. Atât eu cât și colegii mei din PMP vom continua să luptăm cu toată energia pentru interesul cetățenilor, fie pe primul plan, etc., normalitate în administrație, ipocrizie, etc. Să recapitulăm o țară. Deci, avem una bucată fost primar care s-a răzgândit în timpul jocului și a candidat în altă parte. Candidatura sa este clar că a fost împotriva celor care reprezintă dreapta, domnul primar spunând că el este singurul reprezentant al dreptei. Numai că a lovit în cei de dreapta. Până la urmă a pierdut greu, dar a pierdut. Acum a devenit brusc supărat cu, cum să vă spun eu, cu faptul că PMP-ul n-a primit ce a cerut la negocieri cu alianța asta USL2. Că dacă PMP-ul era
primit la negocieri și primea post de viceprimar, vicepreședinte de Consiliul Județean, eventual să le rămână și societățile primăriei pe care le conduc, brusc această alianță ar fi fost adevărata alianță de dreapta, alianța care ar fi promovat transparența, care ar fi promovat o nouă normalitate în administrație, adică niște oameni buni cu care se poate discuta. Asta e povestea. Cum răspunde PNL-ul la așa ceva? E și asta interesant. Dacă stăm să ne uităm un pic, PNL-ul spune cam așa: Dragoș Chitic nu mai citește și nu-și mai aduce aminte de ce a fost vorba. Există și pe contul unui lider PNL, dacă nu mă înșel, și ceva cu hashtag transparență, hashtag administrație, hashtag fără Chitic. Adică, ca să înțelegeți exact contextul, PMP este un partid bun, de dreapta, care poate să ajute la formarea majorităților, dar este Chitic rău. Și atunci, fără Chitic, brusc, Bogdan Gavrilescu devine frecventabil. La fel de frecventabil precum și barul domniei sale. Deci, Bogdan Gavrilescu a fost rău când l-a luat pe Chitic și l-a pus să candideze. Bogdan Gavrilescu a fost rău când, în timpul campaniei, mă rog, mai dădea așa câte un șut celor care au câștigat până la urmă în campanie, dar a devenit brusc frecventabil și, să spun eu, demn de o funcție de viceprimar, de exemplu, sau demn de o funcție de vicepreședinte de Consiliul Județean, dacă se leapă de Chitic și îl izolează. Ce înseamnă a-l izola pe Dragoș Chitic? Dragoș Chitic este pe lista de consilieri județeni. Dragoș Chitic va fi cap de listă la Senat pentru PMP. Asta înseamnă izolare? Dacă asta înseamnă izolare, stimați politicieni locali, înseamnă că aia cu principiile, dacă nu există, este valabilă și acum. Cam așa stau lucrurile în politica locală. În toată această ecuație nu se mai vorbește decât la modul acela, hai să îi dăm deoparte, sunt răul suprem, despre PSD. Oare ăsta să fie scopul? Să nu mai vorbim despre PSD? Este foarte complicat în acest moment ce se întâmplă în județul Neamț. Cu un președinte de Consiliul Județean de la PSD, cu o majoritate care trebuie să mulțumească pe toată lumea, cu o majoritate fragilă, 18-17 fără PMP, și cu posibilitatea unor trădări atunci când va fi ședința de constituire a Consiliului Județean. Pentru că nu e așa, oamenii pot să aibă simptome, pot să aibă COVID, pot să aibă tot felul de chestii. Sau pur și simplu vor vota altfel. Domnul președinte al PNL, Mugur Cosmanciuc, încrezător spunea că se bazează pe caracterul celor care fac parte din echipa. Îmi aduc aminte că din echipa PNL făcea parte și un domn numit Agăleanu, care acum face parte din echipa PSD și care, de-a lungul unui mandat, a dat dovadă de foarte mult caracter vis-a-vis de poziția sa față de PSD.
Ne oprim aici. Scuzați introducerea, scuzați continuarea, scuzați și finalul. Cele bune, sănătate, să ne vedem sănătoși mâine dimineață.